Patrimoniul arhivelor din Suceava, existent doar în clădirea Muzeului de Istorie, este grupat în 885 de fonduri arhivistice, o bibliotecă documentară cu 15.000 de volume, incluzând cărți rare, unice în județ. Cel mai vechi document din arhive datează din 1393. Documentele sunt de la Ștefan cel Mare, deci instituția arhivelor, deci putem să spunem că acoperă toată istoria acestei comunități. Deci arhivele nu sunt numai a Ministerului de Interne, propriu-zis sunt în primul rând memoria acestei comunități. Avem documente, cum vă spuneam, despre istoricul Moldovei, deci documente medievale. Aici avem toată istoria Bucovinei, de la cadastru la administrația publică, toate fondurile administrative care au funcționat în județul Suceava, fonduri economice, religioase, avem fondurile Mitropoliei Bucovinei, Inspectoratului Cadastral, fonduri care au venit de la Cernuț. Aceste documente au rezistat în timp tuturor refugiilor și tuturor războaielor. Sperăm că în 2014 vor rezista. Într-o altă ordine de idei, în depozitele arhivelor există comori neprețuite, care, din păcate, în prezent sunt în pericol. Și asta pentru că restaurarea clădirii muzeului a început încă de săptămâna trecută, iar dosarele cu documente și fotografii, care datează de sute de ani, nu au fost mutate în condiții de siguranță. Tragem un semnal de alarmă pentru salvarea acestui fond arhivistic. Începerea lucrărilor și așa cum ne-au explicat constructorii ne pot pune în pericol atâta timp cât se lucrează la planșeu și la subsol, deci pot pune în pericol depozitarea acestor lucrările se execută deasupra noastră în mod efectiv. Conducerea arhivelor naționale susține că a făcut numeroase demersuri pentru a muta patrimoniul arhivistic, mai ales că se știe de un an de zile că edificiul va intra în restaurare. Problema ar trebui rezolvată de Prefectura și Consiliul Județean Suceava. Știam în principiu aceste lucruri. Propriu-zis, de un an de zile facem demersuri continue și susținute atât la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, de Interne, cât și la autoritățile locale pentru relocarea spațiului și a fondului arhivistic. Împreună cu conducerea Arhivelor Naționale ale României de la București, am decis săptămâna trecută, în condițiile începerii lucrărilor efective, să suspendăm o parte a activităților curente și publice în acest sediu, urmând ca lucrătorii noștri să-și desfășoare activitatea pe parcursul celor 4 ore, că doar despre 4 ore vorbim, că vom sta în acest sediu cât se fac lucrările, până la găsirea unor soluții optime. Ar mai fi ceva de spus. Asigurarea condițiilor de depozitare, precum și neprelucrarea din punct de vedere arhivistic a acestor documente, prejudicează grav interesele cetățenilor în obținerea documentelor pentru reconstituirea drepturilor de proprietate și a diferitelor acte privind naționalizarea sau exproprierea bunurilor mobile și imobile prevăzute de lege.